Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și vă mulțumesc pentru că ați ales să ne fiți alături și la acest sfârșit de săptămână. În următoarele 15 minute, grădinărim în jurul lumii, descoperim cel mai vechi deșert de pe Terra, răsfoim, desigur, meteodicționarul și aflăm împreună date proaspete despre vreme. NASA a dat publicității cea mai recentă imagine compozitată a planetei Venus, folosind date colectate de navetele Magellan și Pioneer. NASA a mai anunțat și că pregătește două misiuni științifice pentru studierea atmosferei și geologiei planetei Venus, prima în anul 2028, iar a doua în 2030. Scopul celor două misiuni este acela de a afla cum a devenit planeta Venus infernul pe care îl cunoaștem, cu temperaturi foarte înalte ale suprafeței, capabile să topească fierul. Rămânem în spațiu, acolo unde va ajunge și celebra lucrare Divina Comedie scrisă de Dante Alighieri cu ajutorul unei misiuni care va avea loc în luna octombrie. Odată ajunsă pe Stația Spațială Internațională, cartea confecționată din Titan va fi trimisă în spațiu unde va pluti liberă spre noi orizonturi, fiind o mărturie eternă a inventivității umane. În secolul al XIV-lea, celebrul poet italian Dante îndemna omenirea să privească spre stele, pentru a înțelege cât de mici, dar și cât de măreți putem fi noi, oamenii. În secolul 21, o editură din Bologna, specializată în cărți de artă, a reușit să convingă 5 agenții spațiale internaționale să trimită pe Stația Spațială Internațională Divina Comedie, pentru a o lansa apoi în infinitul spațiului. Va fi, deci, un obiect mic, pierdut în spațiu, însă un mesaj important pentru omenire și, de ce nu, pentru posibilii cititori din alte stele. Întreaga carte va fi imprimată pe 4 plăci de titan pentru a rezista temperaturilor extreme, fiecare linie de text ocupând doar 0,3 mm. Numit de localnici Marea de Nisip, deșertul Namib este cunoscut ca fiind cel mai vechi deșert din lume și acoperă o suprafață egală cu de 3 ori suprafața Belgiei, de pildă. Oamenii de știință estimează că deșertul Namib s-a format în urmă cu mai bine de 50 de milioane de ani. Clima sa aridă, modelând peisajul într-unul fabulos, care merită descoperit în lumina ireală a răsăritului. Călătorim și noi deci în deșert pentru o experiență uimitoare. Peisaje care îți taie respirația, animale rare care supraviețuiesc condițiilor vitrege, dune nesfârșite de nisip și o experiență de vis la bordul baloanelor cu aer cald. Așa ar putea fi descris, în câteva cuvinte, deșertul Namib, poate cel mai vechi din lume. Culoarea sa roșiatică este unică, fiind unul dintre elementele care atrag anual aici turiștii din întreaga lume. De mai bine de 30 de ani, aceștia sunt invitați să plutească asupra Mării de Nisip cu ajutorul baloanelor cu aer cald, o tradiție de familie pentru belgianul Denis Hessemans, începută de tatăl său în anii 80. Dunele roșiatice se întind până pe malul Oceanului Atlantic, iar curenții puternici le-au transformat culoarea în timp, aducând cu ei oxid de fier care s-a depus pe firele de nisip. Nici o călătorie pe deasupra dunelor nu ar fi completă fără oprire pe cea mai înaltă dintre ele, însă, cum orice lucru bun cere sacrificii, și atingerea vârfului necesită efort. Urcușul este greu, iar nisipul se dovedește a fi un adevărat obstacol. Diferența de altitudine dintre baza dunei și vârf este de 350 de metri, așa că urcușul pe Big Daddy, cum este numită cea mai înaltă dună din deșertul Namib, durează în jur de o oră și jumătate. Este mult mai ușor să cobori, pentru a vedea o altă minune a deșertului namibian, câmpia arborilor morți, un pâlc de salcâmi încremeniți în timp din cauza depunerilor de sedimente. Un peisaj suprarealist pe care orice turist ar trebui să-l trăiască măcar o dată în viață. Vă invit să vedem împreună acum care sunt tendințele vremii la noi în țară în următoarea perioadă. Iată că ne așteaptă tot o vreme instabilă cu ploi care pe alocuri vor avea caracter torențial, sunt și condiții de grindină, temperaturile vor fi însă normale pentru această dată. Să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. Vor fi în jur de 22 de grade în Brașov, 24 în Cluj, în Constanța 23, 25 în Craiova, la fel în Iași, 24 în Sibiu, iar în Timișoara chiar 28-29 de grade. Cu mai multe informații vă aștept în câteva minute. Trandafirii sunt un simbol universal al iubirii, însă v-ați întrebat din ce colț al lumii vin delicatele flori care încântă îndrăgostiții de pretutindeni? În mod surprinzător, unele dintre cele mai frumoase exemplare sosesc în Europa din Kenya, acolo unde ne îndreptăm și noi pași în cele ce urmează. La 35 de kilometri nord-est de capitala Nairobi, în Ruiru, la altitudine de 1800 de metri, un cuplu de francezi, amândoi ingineri agronomi, au pus bazele unei adevărate grădini a raiului pentru numeroase specii de trandafiri.
Apropierea de ecuator este și ea un aliat de nădejde atunci când vine vorba despre condițiile ideale pentru cultivarea rozelor. Ferma celor doi se întinde pe 28 de hectare, iar ritmul este mereu alert, de la recoltarea care trebuie făcută cu multă grijă, până la depozitarea prețioaselor flori în camere speciale în care temperatura nu depășește 3 grade Celsius. Cea mai aglomerată perioadă este, desigur, începutul anului, în așteptarea datei de 14 februarie, ziua îndrăgostiților de pretutindeni. Timpul de pregătire este scurt, deoarece trandafirii au nevoie de exact 50 de zile pentru a înflori complet. Totul trebuie, deci, să funcționeze perfect pentru a crea condițiile ideale. Temperatura este monitorizată atent, la fel și umiditatea. Secretul, însă, este climatul în care au loc toate aceste operațiuni. Platoul înalt pe care se găsește ferma și răcoarea acestuia, la care se adaugă soarele ecuatorului. Sunt ingredientele care transformă într-un succes, în fiecare an, afacerea celor doi francezi stabiliți în Kenya în urmă cu două decenii, spre bucuria iubitorilor trandafirilor și îndrăgostiților, care își pot declara pasiunea cu un buchet de trandafiri sosit de pe meleaguri îndepărtate. Grădinărim în minutele următoare în Marea Britanie, acolo unde doi factori importanți, Brexitul și pandemia de COVID-19, amenință stocurile de plante de grădină foarte căutate de britanici în această perioadă. În plus, despărțirea de Uniunea Europeană a însemnat și anularea așa-numitului pașaport al plantelor, document care nu se mai aplică importurilor din Uniunea Europeană, fapt care a condus la creșterea costurilor legate de importul de plante în Marea Britanie. În Europa, plantele de grădină sunt cultivate la scară largă, însă pentru Marea Britanie și clima ei rece, Brexitul și pandemia reprezintă doi factori care influențează cererea și oferta atunci când vine vorba despre plantele de import. Cum mai bine de 3 milioane de britanici s-au apucat de grădinărit în timpul carantinei generale, cererea de plante în ghivece a crescut de 2, poate chiar de 3 ori față de anii trecuți, însă oferta a scăzut la jumătate în ultimul an. Explicația este următoarea. Fiecare plantă, arbust, copac, tufiș sau pom fructifer transportat în interiorul Uniunii Europene are propriul pașaport verde, însă documentul nu mai este valabil în Marea Britanie, iar asta înseamnă costuri crescute pentru importatori și pentru consumatori. Cele mai multe plante ajung în Regatul Unit din Olanda și Belgia, dar și din Germania și Italia. Însă birocrația și noile reguli post-Brexit duc la costuri suplimentare și întârzieri. Pe lângă pașaportul verde, toate plantele importate în Marea Britanie trebuie să fie declarate, înregistrate și însoțite de un certificat fitosanitar, ceea ce conduce, automat, la întârzieri spre disperarea clienților. Revenim în România și aflăm care sunt tendințele vremii în țara noastră în următoarea perioadă. La noapte, temperaturile vor fi ușor mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. În rest, se vor apropia de normalul perioadei. În zonele joase, pe arii restrânse, se va semnala ceață. Vor fi în jur de 15 grade în Constanța, 13 grade în Călăraș, 12 în Iași, în Brașov 9 grade, 6 grade în Miercurea Ciuc, 10 în Sibiu, la fel în Târgu Mureș și în Cluj, în Bistrița, dar și în Satul Mare, 12 grade vor fi în Oradea, Arad și Timișoara. Mâine cerul va fi variabil, însă mai ales în a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice local în zona de munte și pe arii mai restrânse în rest, cu precădere în sudul, centrul și estul țării. Vor fi condiții de grindină, iar izolat îndeoseb la munte și în dealurile subcarpatice din sud, cantitățile de apă pot fi însemnate. Vor fi în jur de 26 de grade în Călăraș, la fel în Alexandria, 25 în Iași, 22 de grade în Brașov, 24 în Sibiu, în Deva 26, 28 de grade în Timișoara, 27 în Arad, 26 de grade vor fi în Satu Mare și în Oradea. În capitală vremea va fi normală, termic, cerul va fi variabil cu unele norări în a doua parte a zilei, când vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade, iar cea minimă între 12 grade și 13, poate 14 grade. Poi mâine temperatura rămâne oarecum la același nivel, 26-27 de grade, sunt în continuare așteptate ploi. La munte cerul va fi variabil, însă mai ales în a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin accentuarea temporară a înnorărilor și perioade în care local se vor semnala averse și descărcări electrice. Vor fi și condiții de grindină, iar izolat se vor înregistra cantități de apă însemnate. Vor fi 18 grade în Predeal și în Poiana Brașov, 16 în Păltiniș,
15 grade în Semenic și Sinaia, 19 la Stâna de Vale. La mare vremea se va încălzi ușor, cerul va fi variabil cu unele înnorări în cursul după-amiezii, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 16 și poate 18 grade. Poimâine, în regiunile estice, centrale și sudice, precum și în zonele de munte, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și se va manifesta mai ales după amiaza și seara, prin înnorări temporar accentuate, averse locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi 24 de grade în Constanța, 26 în Călăraș, 25 în Iași și în Botoșani, în Brașov 22 de grade, la fel în Miercurea Ciuc, în Cluj 24 de grade, 24 vor fi și în Sibiu, 27 de grade în Oradea, în Arad, Timișoara 28 de grade, la fel și în Drobeta, Turnu Severin. Ne îndreptăm spre spațiul întortocheat și ireal al creațiilor artistului olandez Cornelis Escher. Așadar, dacă vă plac iluziile optice și spațiile urbane imaginare, călătoriți chiar acum cu noi la Barcelona. Cele peste 200 de lucrări din expoziție oferă o privire de ansamblu asupra operei unuia dintre cei mai cunoscuți artiști olandezi. Maestrul lumilor imposibile și creator al unor impresionante iluzii optice, Escher a devenit celebru grație scării sale nesfârșite care nu duce nicăieri și a desenelor sale care unesc matematica și artele vizuale. Escher este, de altfel, unul dintre cei mai cunoscuți graficieni ai lumii. Arta sa este admirată de milioane de oameni din toate colțurile globului și a influențat lumea publicității, a modei sau a cinematografiei. O bună parte din lucrările sale au fost influențate de domeniul matematicii, astfel că specialiștii afirmă că, deși nu toată lumea poate explica fenomenele fizicii cuantice sau teoria relativității, privind lucrările lui Escher, oricine își poate imagina că altfel de lumi sunt posibile. Rămânem în Europa și vedem împreună care este starea vremii pe bătrânul continent în această perioadă. Mergem unde altundeva decât în peninsula iberică, acolo unde temperaturile, iată, sunt destul de ridicate, o vreme frumoasă, cu 24 de grade în Barcelona, 30 de grade în Madrid, în Lisabona, în jur de 25, vreme frumoasă și în Amsterdam cu 20 de grade, în Londra, în jur de 18 grade, cu un cer acoperit de nori, la fel și în Paris, unde nu vor fi mai mult de 22 de grade. În Roma vor fi 25 de grade, sunt așteptate și ceva ploi, la fel și în Milano, 24 de grade, vreme frumoasă și caldă în Atena cu 29 de grade, 24 în Istanbul, iar în Sofia ceva ploi după amiază și nu mai mult de 22 de grade. În Oslo, 24 de grade, o vreme superbă, în schimb în Berlin sunt așteptate ploi și nu mai mult de 25 de grade, în Kiev vreme cu nori mulți și ceva precipitații, 20 de grade, la fel și în Moscova, 20-21 de grade și sunt așteptate ploi. Iată și câteva fenomene și temperaturi de pe alte continente. Unul dintre cele mai îmbietoare evenimente ale anului a avut loc zilele acestea la Madrid, acolo unde peste 100 de șefi de top din întreaga lume au venit să-și prezinte creațiile culinare. Congresul Madrid Fusion este o platformă prin care lumea gastronomiei se înfruntă în rețete, idei inovatoare și tehnici de gătit. Anul acesta, vedeta a fost gastronomia circulară, un concept care încurajează consumul alimentelor cât mai proaspete și mai puțin depozitate, cicluri de gătit cât mai scurte și folosirea resurselor sustenabile. O baie într-o piscină poate deveni un moment de relaxare într-o zi toridă de vară. Dacă piscina se află însă la 35 de metri deasupra pământului, suspendată între doi zgârienori și mai este și făcută din sticlă, transparentă, bineînțeles, relaxarea poate fi dificilă. Mergem la Londra, exact, la o astfel de piscină, prin imaginile următoare, care nu mai au nevoie de niciun comentariu. Doamnelor, domnilor, cu aceste imagini, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Până la următoarea întâlnire, nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook, acolo unde așteptăm mesajele și fotografiile dumneavoastră care pot deveni imaginea zilei.
O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.